Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Train Sim World 4. Dragii mei, am început o serie cu ce credeți? Cu Vectronul, cu acel reskin pe care l-am creat. Și da, îl punem la treabă. Așadar, Marfar o să urmeze niște episoade cu Marfare și nu e de acolo pentru că avem destul de multe. Da, hai să dăm drumul. Eu am făcut ceva, am mai postat dintre ele pe canal. Astăzi începem 58062, care pleacă de la Olfurt spre Viena, partea 1, și o să avem și partea a doua. Deci astăzi o să fie pe noapte, iar partea a doua o să fie pe timp de zi, după cum se poate observa la 8 fără 3 minute. Așadar, hai să dăm drumul să vedem cum ne descurcăm în prima parte. Am intrat, suntem pe baricade, avem versiunea dirty, adică murdară. Vagoanele sunt și ele destul de faine, murdărele și ele. Hai să-i dăm drumul. Vreau ca să punem un pic la punct monitoarele astea. Ok, aparent trebuie să așteptăm. Mai avem câteva secunde. Cam suntem gata de drum. Așadar, plecăm. Vremea este dinamică, deci o să avem parte de vreme schimbătoare. Nu știu dacă reușim în acest episod să vedem asta, dar cu siguranță în episoadele viitoare o să avem parte de așa ceva.
suntem pe urcare, de asta accelerează destul de greu. Avem destul de multe vagoane, după cum ați văzut, și avem o singură locomotivă, cât să poată și ea săraca. Dar încercăm să mergem în parametri și să fim atenți și la semnale. Dar aproape 20 de kilometri până la destinație. Timp de noapte nu avem prea mult trafic, bine, timp de noapte, că e ora 2, adică, iartă-mă pe mine, numai noi și vagoanele de marfă suntem pe cale ferată. Dar, în principiu, am mai văzut, de când joc eu așa pe timp de noapte, am mai văzut trafic, să știți. Ce adevărat marfare, tot marfare, nu prea am văzut călători. După cum bine știți, sau poate nu știți, viteza maximă pentru marfar e de 100 de km la oră. Ah,
Aparent avem parte de niște ceață, văd că. Da. Sunt pe fază scurtă, că nu vedem nimic cu faza lungă. Am spus că avem vreme dinamică și uite că... Da, acum trebuie să fim realiști că de cele mai multe ori dimineața se instalează și ceața dacă e destul de frigut. Depinde și de regiune, da, dar fiind că suntem prin munții Austriei sau în apropiere, e de așteptat. Băi, la noi nici trenurile Interregio sau Intercity nu merg cu viteza asta. Da, păi mari farele. Nu știu cum a prins zona neutră, că eu am am dat doar, am apăsat ce trebuia, dar aparent nu s-a dezactivat disjunctorul ăla. Ok, punem noi picioare. Da, nu știu, apăsasem, l-am întrerupt circuitul, dar nu știu, cred că trebuie să dau jos și pantograful sau să îi scot conexiunea, nu știu, vedem, mai încercăm.
Ia uite, că avem și trafic, v-am spus. Și încă de și călători. Suntem pe urcare. Da, ce ceață s-a pus, bă, băiatule. Nu vezi nimic, ești nebun. Opa, avem două galbene. E stop. Next signal. Hai să încetinim sau acușica, așa că reducem un pic. Da, o să avem roșu imediat. Asta înseamnă că am ajuns la Ranquel. Ia uite, bă, pe colegul de la noi, de la firma, a trecut pe lângă noi. A, de bravo, mă.
Super. Ori are goarnă, ori nu are. Aparent aici o să ne oprim și cred că o să stăm pentru următoarele 3-4 ore. Că avem plecare la 7 jumătate, 8, 5 ore chiar. Da, și cred că va trebui să așteptăm în stația asta, nu știu, să vedem că nu cunosc scenariul. Hai să încetinim. Ce frumos se aude, ce frumos se aude. Da. 9 trebuie să cuplăm aici. Ok, și care sunt acelea 9? Ia să vedem. Că nu ne spune. Bănuiesc că e vorba de alea din spate în față. Hai că vedem noi imediat. 9 vehicule, dar nu ne spune care. Da, hai că vedem. Da, normal așa ar trebui, ultimele 9. Hai să ne dăm jos. Asta e și să aprind lumina aici. Totuși. O să ne folosim de hartă pentru a vedea exact care, să nu mergem până în capăt, să numărăm, că are rost. Ia să vedem. Mai avem de mers, mă, ce ai? Mai avem de mers. Ok. Dăm cu fuga, că nu mai ținem vrăjeală. Da, nu avem și noi o lanternă, mă. Deci dacă numărăm din spate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da, imediat. La următorul decuplăm. Aici. Ce am făcut? Am apăsat give up. Na, bravo, mă, că-ți deștept ca... Bă, uite, a decuplat el. Ok, bravo, Dorelai. Ce să zic, ești super. Hai repede să vedem, poate preluăm noi.
Să n-apuce să-i se facă verde și să plece. Da, am greșit, am dat aiurea, am apăsat aiurea. Ce să fac? Să-mi dau un cap. Aia e. Hai să vedem, poate putem să-l preluăm. Asta zic. Bun. Da, aparent asta trebuia să facem, doar să decuplăm, văd, și după aceea să stăm aici până la ora 7:57. Deci asta înseamnă că ne vom întâlni data viitoare cu plecare de aici, din, ce am zis, unde sunt? În Rice, unde-i mă ăla, mă, că aici, la, aici era, mă, dar nu ne arată. Nici aici nu ne arată? Mamă, nici aici nu ne arată, mă. Păi da, de ce nu ne arată gara, cum se numește? Păcat. Da, în fine. Bun, deci practic asta trebuia să facem, să decuplăm vagoanele. Da, am apăsat eu greșit acolo și am făcut o mică problemică asupra șeranului, dar în mare parte ca despre asta este vorba, așa că o să ne întâlnim data viitoare. Dacă vă place seria, nu ezitați să folosiți butonul de like, să vă abonați și, bineînțeles, de ce nu, să share-uiți conținutul. Cam atât pentru astăzi, ne întâlnim data viitoare, la revedere, numai bine!